analizăm la cald cele mai fierbinți evenimente ale zilei. Voci avizate, analiști și personalități ale vieții politice sau culturale vor diseca aspectele controversate ale evenimentelor. Materia primă cu care lucrăm este informația, iar rețeta este neschimbată. La obiect, o emisiune cu atitudine. Începând cu ora 13:10 la Radio Accent. La obiect, cu Ionuț Catrina. Bună ziua, domnilor, domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii La Obiect. Am deosebită plăcere de a discuta despre situația administrativă a municipiului Târgu Jiu din județul Gorj și nu numai, ci practic despre o suită întreagă de probleme. Alături de domnul Eduard Lădaru, consilier local din partea PSD în cadrul Consiliului Local al municipiului Târgu Jiu. Stimate domnă, bună ziua, bine ați revenit la noi în studio. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Cu întârziere, care acum ceva timp era aspru taxată de către cei din PNL pe atunci în opoziție, că, domne, nu avem buget național în timp util. Ei bine, iată că astăzi, la momentul vorbirii, iarăși cu, subliniez, cu o mare întârziere, avem buget național, ceea ce înseamnă că s-a dat liber la votat bugetul și în UAT-urile României. Cum se prezintă lucrurile la Târgu Jiu? Recent ați votat în calitate de consilier local, alături de ceilalți colegi din Consiliul Local, bugetul municipiului Târgu Jiu pentru anul în curs. Recent nu am votat bugetul municipiului Târgu Jiu. Ați participat la... În curs, PSD-ul nu a putut să voteze un asemenea buget. Punctul nostru de vedere este că este un buget al fraudării municipiului Târgu Jiu și nici de cum un buget al investițiilor, așa cum a clamat domnul primar. În primul rând, țin să aduc la cunoștință opiniei publice faptul că s-a ales praful de gentleman agreement-ul care a fost între Consiliul Județean pe de o parte și primarul Marcel Romanescu pe de altă parte, în sensul că s-a stabilit că din partea Consiliului Județean va fi virată suma de 23 de miliarde lei vechi pentru balizajul heliport. Ok. Domnul primar a considerat că nu trebuie să aloce acești bani pentru heliportul din municipiul Târgu Jiu. Sunt alocați foarte puțin bani, acolo undeva la 1000 de lei, ceva de genul ăsta. Spunând, în momentul în care am avut intervenția în Consiliul Local, a lăsat-o pe doamna Narcisa Cristea să-mi explice, domnia sa neștiind să-mi explice, pentru că, deși pare incredibil și greu de crezut, domnul primar nu știe nici în acest moment să citească bugetul și vorbesc la modul cel mai serios. Dacă vreți, facem o dezbatere între mine și domnul primar să vă arăt foarte clar că nu știe să citească bugetul. A venit doamna Narcisa Crista și mi-a spus că în momentul în care au intrat banii de la Consiliul Județean în bugetul Consiliului Local s-au depersonalizat. Mă rog, este cam greșit folosit acest termen. Banii intră în bugetul universal, să-i spunem așa, al Consiliului Local. Okay. Nu intră cu o destinație, nu a intrat cu o destinație fixă, precisă și atunci i-au alocat acolo unde au considerat domniile lor. Și atunci a spus, hai să-i, dacă s-au depersonalizat, să-i personalizăm noi către heliportul din municipiul Târgu Jiu și să facem balizajul la heliportul respectiv. Nu s-a dorit, bineînțeles, acest lucru. De asta reiterez că este greșit să încerci să faci o înțelegere cu primarul Marcel Romanescu, lucru pe care eu l-am știut dintotdeauna. Sper că de data aceasta s-a convins și Consiliul Județean că este o persoană total neadecvată pentru postul de primar și o persoană total pe din afara acestor chestiuni de înțelegere. Omul nu le respectă absolut niciodată. Nu le-a respectat și nici nu le respectă pentru că nu are de ce. A doua intervenție a fost și un amendament al meu și al PSD-ului pentru, cu privire la buget. Domnul primar ne-a spus că odată cu adoptarea noii organigramă se face o economie la fondul de salarii de aproximativ 1 milion de euro. A declarat-o public, toată presa a titrat pe toate paginile, pe toate site-urile. Da, inclusiv noi am sigur că da. Transmis, bine, acest mesaj. Culmea, am constatat că față de anul trecut, cheltuielile cu personalul au crescut pentru anul acesta cu suma de 13 miliarde lei vechi. Nu numai că au scăzut, că nu au scăzut, dar au și crescut. Atunci personal am zis să-l facem pe domnul primar să se țină de cuvânt. Adică eu sunt convins, adică mergând pe premiza că nu ne-ar fi mințit domnul primar atunci când a spus că prin această reorganizare de fapt vrea să scadă cheltuielile, domnia sa de fapt a vrut să-și impună pilele, nimic mai mult,
și a impus pilele și le-a și crescut salariile. Așa se explică creșterea. Aveți o dovadă în acest sigur sens, că da, că poate... am o dovadă. Și a impus pilele și le-a crescut și salariile. Face exact cum făcea Florin Cârciumaru atunci când era primarul municipiului Târgu Jiu. Nu este absolut nicio diferență. Le-a crescut și salariile, dovadă și această creștere cu 13 miliarde de lei. Apropo, urmează să crească și salariul doamnei arhitect șef, care a venit, a luat concursul și după ce a luat concursul a zis ce să fac eu primul și primul lucru. Să mă apuc să stabilesc odată cu planul urbanistic general. Să mă apuc să văd ce-i prin orașul ăsta. Să mă apuc să am o viziune cu privire la acest municipiu. Nu, a spus doamna arhitect șef, să cer o mărire de salariu. Corect, cum se face la stat. Adică nu faci nimic, dormi în papuci. Păi nu faci absolut nimic. Pâine, nu de... Păi nu și-a intrat în pâine, că trebuie să aibă o mărire de salariu, sigur. Că nu și-a intrat în pâine. Trebuie e o informație publică, ca solicitat dumneaei această mărire? Este o informație clară că acest lucru este pe circuitul primăriei din municipiul Târgu Jiu, mărirea de majorarea salariului doamnei arhitect șef și a domnului secretar general Jeanu, că trebuie să-l ții lângă tine și să facă în tocmai cum făcea pe vremea lui Florin Cârciumaru. Ce îi spunea Cârciumaru, aia făcea domnul Jeanu, ce îi spune Romanescu, aia face domnul Jeanu în momentul de față. Să nu vă treziți cu niște chemări în judecată. Păi sigur că o să cer numărul de ordine, de... Nu, documentelor și toate cele. Ce anume, că se majorează salariile? Păi le se majorează salariile, vă spun eu. E discuție foarte clară și e pe circuit să li se majoreze aceste salarii. Nu se pune problema de asta. Deci, asta se întâmplă. Am făcut amendament să diminuăm cu 5 milioane de lei cheltuielile cu personalul, da? Pentru 1 milion de euro, echivalentul sumei 1 milion de euro, 5 milioane de lei și să ducem acești bani către cele două pasarele. 2 milioane jumate către pasarela Unirii, 2 milioane jumate către pasarela din zona Ciocărlău. Sigur că da, majoritatea putredă din punctul meu de vedere, la fel de putredă ca structura de rezistență a celor două pasarele din Consiliul Local, da, PNL Pro România, au votat pentru respingerea acestui amendament. În mod evident, finanțarea celor două pasarele, de fapt ce se întâmplă? Și eu am mai spus și reiterez, banii din bugetul local pot fi scurși către firmele de casă. În permanență, când este o lucrare de anvergură, se caută finanțare din alte părți, de la Guvernul României, de la CNI, de peste tot, și aștepți ani de zile. De ce se face acest lucru? Pentru că de acolo știi că îți vine o firmă, trebuie să-ți vină o firmă serioasă să-ți reabiliteze pasarela și atunci tu nu poți să scurgi banii către firmele tale de casă, că firmele tale de casă sunt firme de 2 lei, nu sunt firme serioase. Și atunci nu poate să vină ălea să participe la licitație și să câștige licitația. Și atunci preferă ca banii din bugetul local să se scurgă către firmele de casă și accesează pentru alți bani de la Guvernul României care vin în câțiva ani de zile să-ți facă lucrări de anvergură, gen cele două pasarele. Cele două pasarele puteau fi făcute din 2018 fără absolut nicio problemă din bugetul local, având în vedere excedentul bugetar pe care l-am avut de-a lungul timpului. Să se reabiliteze structura de rezistență, sigur că da. Inclusiv anul trecut am rămas cu excedent bugetar de 85 de miliarde lei vechi. Și era o sumă suficientă pentru cele două? Sigur că da. Cam 1 milion de euro acoperă cam 1 milion de euro, 50 de miliarde acoperă reabilitarea celor două pasarele. Ei bine, a fost respins acest amendament. Faptul că domnul primar a mințit că în ceea ce privește organigrama, aprobarea organigramei duce la diminuarea cheltuielilor cu personalul, este clar. Acest lucru este reflectat din buget. Cheltuielile pe anul trecut au fost cu 13 miliarde mai mici decât cele prognozate pentru anul în curs. Dacă domnul primar nu mințea, cheltuielile pe anul în curs erau cu 50 de miliarde, adică cu aproximativ 1 milion de euro, mai mici decât cele de anul trecut. Vreau să mă corectați dacă greșesc. Din ce am înțeles eu, până la intrarea în vigoare a respectivei noi organigrame, da. Bugetul poliției locale, de exemplu, a fost prins pe forma veche. Fals. Nu putea fi prins pe forma veche pentru că tu ai o hotărâre de Consiliul Local. Asta am citit în presa locală. Domnul primar a mințit din nou. Tu ai o hotărâre de Consiliul Local care produce efecte. Tu nu poți să nu ai în vedere la întocmirea bugetului această hotărâre de Consiliul Local care produce efecte. Ea e în vigoare, produce efecte. Deja reorganizarea s-a făcut. Nu poți să vii să... intrat în vigoare. Ba da! E în vigoare. Păi nu să fie în vigoare. De când? De la 1 mai, de pe 4 mai. Tu trebuia să faci reorganizarea și să stabilești noua grilă de salarizare de pe 4 mai. Cum nu este intrat în vigoare? Păi și la momentul ăsta vorbim la salarizarea poliției locale, de exemplu. Vorbim pe vechea sau pe noua organigramă? Pe noua organigramă.
Acum, la momentul ăsta, chiar dacă nu este activă? Păi este, ea trebuia să fie activă și prognozarea bugetului începând cu 4 mai trebuia să facă după noua organigramă. Ea este activă, ea este adoptată. Ea nu este suspendată printr-o hotărâre judecătorească să nu se mai pună în aplicare. Ea trebuia pusă în aplicare. Noi nu vorbim de o nouă organigramă la poliția locală. Azi, 22 aprilie. Păi azi, 22 aprilie, nu, dar începând cu 4 mai, tu trebuia să faci cheltuielile după organigrama începând cu organigrama după de 4 cea mai. Nu. Dar la momentul acesta, 22 aprilie. La momentul acesta, nu. Și acum se funcționează pe buget, pe vechea organigramă la poliția locală. Până la data de 4 mai. Până la data de 4 mai, începând cu data de 4 mai, trebuia prognozată cheltuiala foarte clar după noua organigramă care a fost adoptată. Pentru că oamenii deja au primit dispozițiile de eliberare din funcție, toți le-au primit. Acele funcții de îndrumare, da. Conducere și control. Toți au primit dispozițiile de eliberare din funcție și le s-a pus la dispoziție să accepte să treacă pe posturi de fază în loc de... Adică de execuție. Sigur că da. Dar nu vizea numai poliția locală. Nu vă duceți după fenta lui Marcel Romanescu. Asta e expresia domnului Gherghe. Nu vă duceți după fenta aceasta. Deci nu vă duceți după ea. Domnul Marcel Romanescu este... cheltuielile de la poliția locală nu sunt așa de mari cu personalul. În sensul că să scadă bugetul cu 1 milion de euro. Sub nicio formă. Erau alte posturi și reorganizarea a fost mult mai amplă. Exact, da, este exact cum v-am spus. Deci reorganizarea n-a vizat numai poliția locală, cum fals s-a titrat din punctul meu de vedere în toată presa. Reorganizarea a vizat toate posturile cheie în care domnul primar a vrut să-și promoveze oamenii lui de încredere. Pe lângă oamenii lui Cârciumaru, care au devenit oamenii lui de încredere, și alți oameni de încredere. Că i-a preluat pe toți oamenii lui Cârciumaru. Să nu mai spunem că a fost sabotat, Marcel Roman. Nu, n-a fost sabotat, că le-a dat calificative de foarte bine în fiecare an. La toți. Au fost și niște mici... Nu, au fost două mici. Fricțiuni. Atât. S-au remediat? S-au remediat, sigur că. Păi au calificative de foarte bine. Deci s-au remediat. E clar că s-au remediat. În sensul că fac ce le spune el. Și atunci dacă fac ce le spune el, e bine. Nu neapărat e bine pentru municipiul Târgu Jiu, chiar e foarte rău. Dar e bine pentru domnul primar Marcel Romanescu. Asta este ideea. Deci reorganizarea a vizat promovarea pilelor lui Marcel Romanescu și nimic altceva. Bugetul va rămâne mai mare cu cheltuielile. Deci vor crește cheltuielile cu personalul fără doar și poate. În altă ordine de idei, anul trecut, dintr-un buget cu venituri de 40 de milioane de euro, am avut alocate pentru investiții 7 milioane de euro. Bineînțeles că nu s-au cheltuit, s-a ajuns la sfârșitul lunii noiembrie, ca de obicei, cu excedent foarte mare și s-au aruncat pe diferite bunuri și servicii, cum se face în buna tradiție, la firmele de casă. Anul ăsta, din 60 de milioane de euro prognoză, că eu am și întrebat, dar de unde ați prognozat așa că va fi cu 50% mai mare? Pe ce se bazează acest optimism? De la 40 de milioane de euro, aproximativ anul trecut, la 60 de milioane de euro anul acesta. Evident că domnul primar a plecat de acolo, a fugit și a luat tălpășița, că n-a știut să dea un răspuns, a venit tot doamna Narcisa Cristea. N-a nicio problemă. Evident că a dat doamna Narcisa Cristea, directoarea economică, o explicație de 2 lei, sigur că da, nu se susținea sub nicio formă, spunând că va recupera taxele care trebuia plătite anul trecut, anul ăsta, o aberație, pentru că anul trecut a fost pandemie. Păi și anul ăsta nu mai e pandemie? Ce discutăm aici? Este vorba de cu totul același lucru. Nu s-a schimbat absolut nimic. Nu a ținut explicația respectivă, dar cel puțin a dat o explicație, spre deosebire de un primar care n-a știut să dea absolut nicio explicație. Dar oricum, presupunând că acest target de 60 de milioane de euro va fi atins, păi tu aloci doar 10% pentru investiții? Ce este cu bătaia aceasta de joc? Adică ce faci cu restul banilor? Restul 50 de milioane de euro îi scurgi? Ce faci cu restul banilor? Ce bătaia asta de joc? Adică la buget de 60 de milioane de euro, 20 de milioane de euro trebuia să fie pentru investiții. Da? Dacă tu te respecti ca primar, dacă tu te respecti, dacă tu îți dai seama de nevoile municipiului Târgu Jiu, dacă tu îți dai seama de faptul că pleacă tinerii din municipiul Târgu Jiu mai rău decât plecau pe vremea lui Florin Cârciumaru, da? Că nu s-a întâmplat nimic bun de la venirea lui Marcel Romanescu, decât s-au înrăutățit lucrurile. Adică orică era Cârciumaru, orică e Marcel Romanescu, e la fel de rău. Oamenii pleacă din municipiul Târgu Jiu din cauza unor primari incompetenți. Atât de incompetent Florin Cârciumaru, atât de incompetent Marcel Romanescu.
Este clar acest lucru. Nu poți să spui că s-a întâmplat ceva, s-a schimbat ceva, a crescut nivelul de trai, au crescut cel salariile puțin, în municipiul Târgu Jiu. Cel puțin fața orașului nu. Se schimbă, stimate domn, și nu mă puteți contrazice. Față de aproape 5 mandate, 4 mandate și un picuț. Ce înseamnă fața orașului? Uitați-vă că încet, încet e drept, nu în ritmul pe care ni l-am dorit cu toții, dar fața orașului se schimbă. Păi dacă oamenii pleacă din oraș? Mă refer la fața orașului. Păi ce înseamnă fața orașului? Lăsați faza cu pleacă oamenii din oraș, că pleacă care? Oamenii din toată România. Turnat a 100 de metri de asfalt peste pasarelă și ăla în valuri? Nu mă refer la pasarelă. Dar la ce vă referiți? Este de, dar la ce vă referiți cu fața orașului? Chestiune foarte proastă. La groapa de gunoi vă referiți? La groapa care Marcel Romanescu ne aduce, deșeuri de la Alba Iulia? Sensibil. Groapa de gunoi, stimate domn, nu trebuia... O secundă. Groapa de gunoi nu trebuia să aibă aviz de funcționare de la și debuturi. Romanescu de ce se chinuie, de la debuturi. Și Romanescu de ce se chinuie să aducă în continuare deșeuri la groapa de gunoi dacă groapa de gunoi nu trebuia să aibă aviz de funcționare de la debuturi? Romanescu, de ce face toate aceste eforturi să ne umple municipiul Târgu Jiu de gunoi? Că aveți dreptate, fața orașului se schimbă, se umple de gunoi orașul. Municipiul Târgu Jiu. Exagerat. Nu exagerez absolut deloc. Așa este. S-au adus din alte județe, de la partidul care sunt, să spun așa, sub patronajul Partidului Național Liberal, în sensul că au conducători de la Partidul Național Liberal, gunoaie în municipiul Târgu Jiu pentru ca Marcel Romanescu să-și consolideze poziția în propriul său partid. Deci n-a dat 2 bani pe interesele municipiului Târgu Jiu, domnul primar Marcel Romanescu, și ne-a adus 300.000 de tone de deșeuri de acolo. Duceam lipsă de gunoaie, a simțit domnia sa. Nu duceam lipsă de investitori. Știți, nu duceam lipsă de... S-a nu știu afișat? Ce s-a hotărât, nu cred că s-a afișat. Nu cred că s-a afișat. Ideea e că îl văd pe domnul primar Marcel Romanescu care vine și ne spune cum se deplasează la Constanța de fiecare dată, deși ne anunță înainte că nu crește prețul la deșeuri, se mai deplasează după aceea la Constanța. Oare de ce se deplasează la Constanța, domnul primar Marcel Romanescu? Nu de alta, dar am vrea să știm și noi de ce se tot deplasează pe acolo, pe la Constanța. Ideea este în felul următor, că această forțare a lui Marcel Romanescu de a aduce deșeuri de la Alba Iulia și din alte zone din țară și această forțare a lui Marcel Romanescu și această acceptare a lui și promovare a lui de faptul că, domnule, să se aducă în continuare gunoaie în municipiul Târgu Jiu, să ne inundăm de gunoaie în municipiul Târgu Jiu. Este foarte clar că are lucruri necurate în spate. Niciun om fără interese nu ar face lucrul ăsta, pentru că interesul meu e să fie locuitorii sănătoși, să fie copiii noștri sănătoși. Bun, la momentul acesta, cum spuneți dumneavoastră, este vina primarului liberal că tolerează situația absolut respectivă. Da. Bun. Și este vina lui Cârciumaru că a lăsat asta să se construiască depozitul. Asta sigur vin că și da, de acord. Eu. Nimeni nu se leagă de faptul că, pe ba de o da, parte, eu mă leg și de aia, dar pe de o parte, lucrurile nu trebuia să se ajungă aici, da. Și doi la mână, trebuia să se verifice cumva. Bun, a fost construit neconform acel depozit, acel spațiu de la început. Corect. Se știa clar de acest subiect, cine spune că nu minte. Însă, de ce nu s-au făcut demersuri să se oblige cumva firma respectivă, da, beneficiara acelui spațiu, ca în fiecare an să facă, nu știu, 5%, 10%. Azi era făcut conform. Dacă se făcea în fiecare an câte ceva acolo. Păi de ce? De la debuturi, repet. Domnul Catrin, haideți să ne înțelegem. Marea problemă cu depozitul de gunoi este din 2017, de pe mandatul domnului primar, care a acceptat să fie aduse deșeuri din Alba Iulia. Nu era conform. Dar neacceptând să aduci deșeuri din restul țării, deșeuri care stătuseră foarte mulți ani în rampă, okay, și care suferiseră transformări chimice, da? Pentru că una e să ai deșeu proaspăt, să-i spun așa, și alta e să ai deșeu care stă într-o rampă 10 ani sau 7 ani sau cât stă acolo în rampa respectivă, cum s-a adus din restul țării, da? Ei bine, n-a stopat acest lucru. A lăsat să fie aduse deșeurile respective, deși știa foarte clar că depozitul nu este conform. Adică eu înțeleg că Cârciumarul a fost așa cum a fost și și-a bătut joc de municipiul Târgu Jiu. Dar tu de ce îți bagi joc în continuare? Nu mă interesează, pentru că întotdeauna am spus că Florin Cârciumaru și-a bătut joc de municipiul Târgu Jiu. Și susținem și în momentul de față acest lucru, pentru că nu pot să mă schimb să spun altceva, că așa a fost. Și în momentul de față, Marcel Romanescu din 2017 a continuat bătaia de joc la adresa municipiului Târgu Jiu. Că nu putem să spunem că s-a schimbat ceva. Nu. Deci asta vreau să spun. În momentul în care tu preiei o problemă, păi tu o rezolvi.
tu nu vii să te vaiți, nu mai poți să rezolvi problema pentru că au fost ăia dinaintea mea. Păi du-te acasă. Du-te acasă. Adică tu nu poți să vii să spui nu pot să fac aia pentru că ăla dinaintea mea. Cum, ați fi, rezolvat, cum ați fi rezolvat? Aș fi reziliat contractul cu problema. Cei de la Polaris Mediu. Reziliere unilaterală. Sigur că da. Aș fi reziliat contractul. Indiferent de consecințe? Păi care consecințe? Pentru nerespectarea clauzelor contractuale. În primul rând trebuie să corespundă din punct de vedere al mediului. Aici vin și vă întreb. Ați văzut vreodată cum a dat acel contract? Da, bineînțeles, cap coadă l-am văzut. Și poate fi reziliat unilateral. Sigur că da. Și pe baza faptului că e contract administrativ, pe baza codului administrativ și a legii administrației publice locale și a legii contractelor administrative și a achizițiilor publice, putea fi reziliat unilateral pentru faptul că nu respecta condițiile de mediu. Ce discutăm aici? Dar trebuia să vrei să faci asta. Trebuia să vrei să faci asta, trebuia să trimiți specialiștii de la primărie, cum le spune el, specialiștii, adică la lucrătorii de prin birouri, că specialiști, auzi, nu-ți recunoscut nicăieri în lumea asta, dar ei sunt specialiști. Nici măcar în țară nu sunt recunoscuți, dar ci că specialiști. Trebuia să-și trimită specialiștii de la primărie să constate că lucrurile nu sunt așa cum sunt, trebuia să dispună eventual o expertiză cu un expert tehnic autorizat, constata că lucrurile nu sunt în regulă și dispunea rezilierea contractului. Doi, păi, încă un argument pe care vi-l aduc pentru faptul că Marcel Romanescu promovează existența acestui depozit de deșeuri. Recent a eliberat autorizația pentru a construi o nouă celulă. Păi suntem nebuni la cap? Păi sunt eu nebun când spun că are interese primarul Marcel Romanescu în funcționarea acestui depozit? Sunt eu nebun când dumnealui știe foarte clar că depozitul ăla este o sursă de infecție a populației, o sursă de îmbolnăvire a populației și el dă autorizație să mai construiască o celulă, să mai aducă deșeuri acolo? Este foarte clar că lucrurile acestea sunt sub semnul întrebării. Adică nu caut alternative, spre exemplu, să-l duc la Alba. De ce să nu duc și eu de deșeurile la Alba? Cum le-au adus și ei de la Alba la noi, de ce au să le ducem? La depozit, urmează să-i dea acolo? Prin mai. Urmează să-i dea prin mai. De ce nu fac demersuri în sensul ăsta, să le duc acolo? Care este un depozit conform, în sensul că are stație de sortare, reciclează tot ce se poate recicla și depozitează doar deșeurile biodegradabile după ce le malaxează pe toate. Adică, ce discutăm aici? Ce este această bătaie de joc la adresa municipiului Târgu Jiu? Nu poți să spui că nu poți să faci nimic. Păi tu nu poți să faci nimic nicăieri. Tu nu poți să faci nimic niciunde. Tu nu poți să faci nici parcări. Tu nu poți să faci nici străzi. Tu nu poți să faci să oprești să fie adus nici gunoiul. Tu nu poți să dai decât dunși pe asfalt pentru parcări. Ce pronostic riscați pentru astăzi? Cum credeți că va fi, sau care va fi o posibilă, că nu cred că va fi iarăși o amânare? Nu știu dacă va fi o amânare. Eu cred că instanța de judecată va respinge cererea Polaris de deschidere, de anulare de fapt. Nu, de suspendare, de suspendare a măsurilor dispuse de Agenția pentru Mediu și are toate argumentele juridice și toate argumentele în ceea ce privește starea de fapt cu privire la respingerea cererii celor de la Polaris. Este inadmisibil să mai dorim să fie aduse deșeuri în momentul de față în municipiul Târgu Jiu. Trebuie să vrem să ne îmbolnăvim copiii ca să facem lucrul acesta. Din punctul meu de vedere, nu poți să treci peste aspectele clare de fapt și aspectele de drept. Deci credeți că se va respinge? Și eu cred că se va respinge. Solicitarea celor de la Polaris. Da, solicitarea ați rostit un nume de entitate pe care personal o văd cam la fel de culpabilă pentru starea de fapte. Agenția de Protecție a Mediului și Garda de Mediu, la fel de două entități care cred că aveau tot dreptul legal de a verifica și de a sancționa la fel, eventual construcția de la debuturi, de corect? Și de ce nu s-a întâmplat acest lucru? N-au știut, domnii, că acolo este un depozit? Dar oricine știe. Oricine poate măsura să vadă că distanța nu este corespunzătoare. Adică despre aveau ce discutăm. Sarcina postului, sigur că da, aveau sarcina postului, dar aveau și angajații de la primărie, specialiștii domnului primar, care sunt aceiași de pe vremea lui Cârciumaru, de aia îi tot invoc. Adică specialiștii ăștia, domnul Ionescu cu domnul Jilăveanu, specialiștii, cei doi domni specialiști, care au avut grijă să se construiască groapa de gunoi pe vremea lui Florin Cârciumaru, da? Sunt și acum specialiștii lui Marcel Romanescu. Evaluați cu foarte bine, calificativ de foarte bine. Deci e în regulă. Deci din punct de vedere al domniei sale. Trebuia să-și trimită specialiștii acolo și să constate că nu e în regulă. Dacă puteau să constate că nu e în regulă. Deci, repet, nu s-a schimbat absolut nimic. Nici măcar oameni, nici măcar nimic. În municipiul Târgu Jiu. Au rămas aceiași. Au fost doar preluați. Am primit mai devreme un mesaj de la un primar dintr-un UAT al Gorjului. Nu o să-i dau numele, nu facem reclamă și nu vrem să supărăm, sigur, pe nimeni.
Spunea dumneavoastră să vă transmit că primarii fac bugetul. Că ați spus dumneavoastră că nu s-au luat în calcul... Nu, propun bugetul. Îl adoptă da. Consiliul Județean. Păi da, așa s-a întâmplat. Dar fără să... Adică ce? Să merg... Proiectul de buget este întocmit de către primar. Păi așa a fost și în cazul de față. Eu doar am supus la vot un amendament. Ce, nu am voie să fac amendamentul? În primar trebuie să citească codul administrativ. Ce vrea să spună? O chestiune din asta de dictatorială, domnule, primarul e primar. Păi să desfințăm consiliile locale. Să-i propun domnului primar să desfințăm consiliile locale atunci. Nu mai există consiliile locale. Sau poate sigur, uită la, să inițieze proiect de lege, să desfințeze consiliile locale, să nu mai există consiliile locale. Sigur că da. Au fost și persoane care, sau nu persoane, partide cu care teoretic vă aflați în alianță și care au votat bugetul. Adică este cazul celor de la Pro-România, unde unul dintre consilieri... Păi nu, în opoziție, în alianța de opoziție. Păi adică, nu e alianța de opoziție, este la putere Pro-România. Haideți să nu vedem lucrurile și să nu judecăm lucrurile greșit. Lucrurile acolo. Păi nu sunt amestecate absolut deloc. Pro-România este la putere alături de Marcel Marescu, punct. Da, nu doamna, discutăm în alte doamna Lumința Popescu este în opoziție nu alături discut, de dumneavoastră. Nu este în opoziție alături de noi, doamna Lumința Popescu. Vă înșelați. PSD-ul este singurul partid din opoziție. Păi și doamna unde este? Doamna este în Pro-România. Pro-România care a făcut protocol cu Marcel Romanescu. Punct. Păi și de ce nu votează? Păi nu știu, întrebați-o pe dumneavoastră. Păi nu votează la comun nici cu noi. Ah. Nu. Dumnezeu votează așa cum consideră, dar dumneavoastră este în Pro-România, partid care a făcut protocolul cu Marcel Romanescu. Protocolul de colaborare îl cunoaștem. Pro-România are viceprimar la municipiul Târgu Jiu și este la fel de responsabil de ceea ce se întâmplă în municipiul Târgu Jiu. Deci gunoaiele sunt și ale lor, mai ales că Florin Cărciumar e la Pro-România, adică nu e în altă parte, despre ce discutăm aici. Da, deci este foarte clar că avem alianță Marcel Romanescu Florin Cărciumaru, cei doi care au dărâmat și dărâm în continuare municipiul Târgu Jiu. Nu este absolut nimic de contestat în acest lucru. Iar Pro-România, așa cum este partidul, este la putere și nu este în opoziție. Am înțeles. Cum va decurge 2021 din punct de vedere al investițiilor la nivel de UAT Târgu Jiu? Iată, bani, cel puțin pe foaie, avem. Da, sunt, dar nu va decurge nici cum, pentru că lucrurile esențiale în municipiul Târgu Jiu nu vor fi făcute. Cum ar fi, spre exemplu, pasajele subterane de la piața centrală pentru a decongestiona traficul. Cum ar fi parcări pe care ar trebui vorbim să le facem de din... linia de 3 puncte subterane, adică giratorul de la liceul, de la Colegiul Național Todor Vladimirescu, da. Giratorul de la magazinul Parângul Romarta, da. Respectiv giratorul de la Piața Mare. Piața Mare nu da. Se va face această linie? Nu, sub nicio formă. Dar măcar începe domnul investiția. Catrina, știți cum se vine la noi cu bugetul? Se vine în felul următor, cu 300 de obiective, 400 de obiective. Și eu, din 2016, de când am intrat în Consiliul Local, eu am spus, domnule, dar când realizați aceste obiective? Păi, domnule, nu le realizăm, dar ele, fiind prevăzute, trebuie să fie bugetate. Asta este, de fapt, o fraudare a bugetului. De ce? Păi pentru că nu le vei realiza. Și ajungi la sfârșitul anului cu excedent bugetar de milioane de euro și risipești banii pe bunuri și servicii. Asta se întâmplă de fapt. Este o fraudare a bugetului, pe care bunuri și servicii pe care le cumpără de la firmele și de casă. Și sugerați că n-ar trebui prinse? Nu, păi nu. Mai bine prins două pasarele, mai bine prins heliportul, mai bine prins trei pasaje de care te apuci și le faci. Adică te apuci și le faci. Să zicem că nu ai bani anul ăsta pentru toate pe care vrei, deși ai putea să faci, dar să presupunem că nu ai bani anul ăsta. Lași banii pe alea 300, să zicem că lași alea 300 de obiective, la sfârșitul anului nu mai cheltuiești pe bunuri și servicii, da? Lași 4 milioane de euro, cum am fost în primul an, excedent bugetar, dar de anul următor tu te apuci și lași excedentul bugetar și îl treci în anul următor și te apuci de investițiile astea majore. Și 4 milioane de euro, 5 milioane de euro, plus 6-7 milioane de euro de anul următor, deja sunt 11 milioane de euro și poți face 4-5 investiții serioase de 11 milioane de euro. Cam la ce sumă considerați că ar fi această linie de 3 puncte subterane extrem de necesară, e drept, municipiului? Adică s-ar rezolva o parte dintre problemele de flux? Păi undeva la 1 milion de euro maximum fiecare. Ajunge 1 milion de euro pentru maximum fiecare? Maximum fiecare, asta spun maximum. E posibil să fie și mult mai puțin. Adică dar să sape acolo și să rezolvi pe sub, ar ajunge 1 milion de euro? Păi, dar cât este strada de mare? Păi nu știu, vă întreb păi că numărul... sigur că ajunge 1 milion de euro. Acum tu poți să faci prognoze și pe 10 milioane de euro, dar nu se întâmplă. Păi da, ne ducem la Vâlcea și vedem pasajul ăla care a fost făcut acolo. Ce credeți, că i-a costat 300 de milioane de euro? Nu, sunt nicio formă. Dar... 300 nu, dar și 1 milion mi se pare puțin. Bine, repet, este nu știu, puțin pentru că faci numai să treci.
dintr-o parte în alta. Nu-l faci dita mai. Păi, din ce am înțeles, cel de la piață cel puțin va fi pe patru intrări. Patru intrări, adică și patru ieșiri, evident, adică se va intra de pe fiecare parte a bulevardului Constantin Brâncuș, cel de la piață cel puțin. Adică se va intra de la parc, se va ieși dincolo în piață. Pe partea cealaltă se va ieși din piață, se va traversa strada și va fi și o chestie NX, adică vor fi patru intrări, nu? Mă gândesc. Dacă se face... Așa am înțeles, nu? Poate vorbesc eu prostii. Dacă se face pe sub tot sensul ăla giratoriu acolo, eu zic să nu se apuce, că nu o să-l facă niciodată. Păi dumneavoastră cum știți că se păi face? Păi trebuia făcute aceste pasaje doar pietonale. Dar nu pe sub tot sensul adică giratoriu. Adică să nu se golească în mijlocul, sigur că ci da. Stric pe lateralele? Stric pe laterale. Păi aici plus că ai... și ai, la, spre exemplu, la Piața Mare, tu ai deja o gură pe care să te duci la înspre Jiu. Înspre Jiu. Este o ușiță acolo și este trecere dintr-o păi parte în alta. N-ar fi cam mult de mers până acolo. Și poți să o faci, păi da, poți să faci mai întâi acolo din parcul central. Sigur că da. Sau eu o să facem zona înțeles, asta pe sub scară. Eu din ce dar am dacă înțeles, te apuci de proiecte de genul ăsta, de gen să facem pe sub sensul giratoriu, o să facem în 20 de ani. Sigur asta, că dacă noi nu suntem în stare să facem o parcare, asta vreau să vă spun, pentru că din ce am înțeles vor fi și niște spații comerciale și spațiile comerciale nu le poți face decât dacă efectiv intri pe sub giratoriu. Bun, e clar, nu se vor face dacă sunt la... Dacă, poate am înțeles dacă, greșit. Dacă repet, vine poate de am un primar să greșit. Ne spună de proiect de genul ăsta, păi proiectele nu sunt făcute încă. Sunt făcute încă proiectele? Nu cred, nu știu. Păi și atunci, așa am înțeles că vor ce fi. Discutăm? Atunci despre ce discutăm dacă nu sunt proiectele făcute? Și de-aia eu cred că 1 milion de euro n-ar ajunge pe punct de... Dacă e așa, da. Dacă e așa, nu ar ajunge probabil 1 milion de euro. Dacă că e așa. Nu văd cum, da, cum ar că se sapă să... pe la suprafață, vei bloca toate patru da, arterele. Da, pe asta spun. Adică... Vei bloca toate patru arterele și... Da, sigur. Și vei sta blocat așa 2 ani. Bun, alte investiții ce ar putea fi derulate în acest an, încă în pandemie, 2021, cum bine spuneați mai devreme, adică e în continuare pandemie. Păi nu sunt, eu văd că se tot marșează pe proiectul pe fonduri europene cu venirea troleibuzelor. Da. Vin troleibuzele, dacă vor veni, și le vom ține în garaj, pe post de fier vechi. De ce? Pentru că celălalt proiect care trebuie să refacă toată infrastructura da. Pentru troleibuze, nici nu a fost scos la licitație. Și atunci spuneți-mi dumneavoastră mie, care este logica pentru care specialiștii domnului primar au întapat mai întâi proiectul ăsta cu venirea troleibuzelor, înainte să fie celălalt proiect pentru refacerea întregii infrastructuri pentru troleibuze? Păi, n-ați întrebat în Consiliul Local? Păi, am întrebat, sigur că da. Evident că și nu s-a primit răspuns. Păi nu s-a primit răspuns. Pe lângă faptul că presupunem că troleibuzele ăștia vor putea merge pe actuala linie. Oricum, presupunem, eu nu cred, dar presupunem. Când te vei apuca de refacerea infrastructurii pentru troleibuze, practic le vei trage toate troleibuzele pe dreapta și vei merge numai cu autobuze. O perioadă, cel puțin. O perioadă de cel puțin 2 ani de zile. Da, nu știu cât va fi. La noi perioadă... va fi 4-5. Credeți? Da. Păi toate lucrurile merg în ritmul ăsta. Păi uitați-vă la Calea Eroilor. Uitați-vă la Calea Eroilor. Adică nu suntem în stare să schimbăm niște țevi. Acum, norocul domnului primar că a dat de niște oseminte pe acolo, prin jurul bisericii. Care are o scuză, să spună, că nu se poate face. Iar ăsta cu să punem granit peste betonul amprentat din centru, asta nu-i proiect. Asta e o glumă de sifonat bani. Asta nu-i proiect. Proiect era dacă te apucai și refăceai centrul ăsta și te apucai să faci o parcare subterană în zona spitalului către BRD și către biserică, până în biserică, da? Și o parcare subterană pe partea asta înspre poștă. Suntem la final de emisiune, stimate domn. Sunt multe de discutat privitor la ceea ce înseamnă OAT Târgu Jiu în 2021. Mii de mulțumiri pentru prezență, multă putere de muncă. Mulțumesc. Ne revedem, ne reauzim. Mulțumesc. Doamnelor, domnilor și dumneavoastră și invitatului nostru, o zi cât mai frumoasă. La revedere!
analizăm la cald cele mai fierbinți evenimente ale zilei. Voci avizate, analiști și personalități ale vieții politice sau culturale vor diseca aspectele controversate ale evenimentelor. Materia primă cu care lucrăm este informația, iar rețeta este neschimbată. La obiect, o emisiune cu atitudine. Începând cu ora 13:10 la Radio Accent. La obiect, cu Ionuț Catrina.